De ce să vă mint?" spuse Tșuie Sposac. Ai văzut cine era?" Nu. N-am auzit decât ușa închizându-se." Ușa asta?" Bătrânul arătă spre ușa prin care intrase. Savin dădu din capitan. Bellamy pătrunse în dormitor și trase perdenele care acoperau șifonierul. Rochile femei cărunte se aflau încă acolo, ca pe vremea când fusese închisă. Le lope toate pe braț și ieși cu ele afară. Câtă timp ai de gând să ne ții aici?" Bellamy întrebă Fay. A devenit puțin cam monoton. Stai împreună cu soțul tău, nu? O femeie cum se cade nu mai are nevoie de altceva. Iar tu ești o femeie cum se cade, judecând după informațiile pe care le-am despre tine. Să nu credem tot ce se spune, zise Fay. Iar tu mi ești Mafalda. În plus, asta nu are nimic de a face cu întrebarea mea. Câtă timp mai ai de gând să ne ții aici? Câtă timp am să vreau eu, spuse bătrânul. Dacă vă lipsește compania, o să țin seama. Fay nu-i răspunse. Bellamy se îndreptă spre ușă. Dar nici nu apucă bine să se întoarcă, și Fay se repezi la el ca o pisică sălbatică, îl prinse cu brațele de gât și îl trase înapoi. Repede, Dșuria strigă ea. Dar mai înainte ca Dșuria să ajungă la ea, bătrânul o zvârlise de pe el ca un câine care se scutură de un șoarece. O aruncă pe pardoseala de piatră. Nici măcar nu se ostenise să scoată pistolul. Fay întinse mâinile spre micul Dșuria, căruia îi venea să plângă, dându-și seama de neputința lui. Palidă, zdruncinată, dar neîmblânzită, Fay se ridică în picioare. În ochii bătrânului sclipi un fel de admirație. Dacă soțul tău ar fi avut curajul tău, ar fi fost un bărbat, zise el. E destul de bărbat pentru tine, îl provocă ea. Dă-i arma înapoi și luptă-te atunci cu el, gorilă. Bellamy chicotiș se îndreptă spre ușă. Când ea îl apucă din nou de braț și încercă să-l rețină, el se debarasă ușor de ea. Se întoarce în bibliotecă, lăsă hainele de pe braț și îl chemă pe Sen. Le duseră într-un colț retras al curții, lângă garaj, îmbibă cu petrol rochile fine și făcu cu ele un foc uriaș. Gataș cu asta, spuse el și se întoarse în celule case și continuă opera. În aceeași după-amiază, Dșuria s-auze din nou zgomotul oțelului ce lovea piatra. Nu se deplasă să vadă ce face bătrânul, bănuind că lucra să astupe spărtura. Pentru prima oară Dșuria se lăsă prada disperării. Lipsită de singura lui armă de apărare, situația lor disperată a apărut și mai limpede. E zadarnic, Fay, spuse el. Va trebui să ne gândim la posibilitatea de a rămâne aici ani de zile. Fay clătină din capitan. Aș vrea să cred asta. Dar te-ai gândit ce se întâmplă dacă bătrânul moare subit? Savin se cutremură. Pentru numele lui Dumnezeu, nu te mai gândi la lucruri atât de îngrozitoare, zise el enervat. Am muri de foame aici. Nu-i posibil să spargem ușa, întrebă ea. Savin dădu din capitan. N-avem nicio mobilă destul de grea și nimic care să poată fi folosit ca pârghie. Fay își mușcă buzele. Rămase gânditoare. Aș vrea ca diavolul ăsta să mai coboară odată. Aș vrea să fac un duș. Un ce o întrebă soțul ei, nevenindu-i să creadă. Un duș, repetă ea calm. Am și eu o manie. Ei, Bellamy lucra în camcelule, judecând după ciocăniturile regulate ce răzbeau până la ei. Deodată, Fay se apropie de gaură atât cât îi permitea grilajul. Nu vedea dincolo de el, căci Bellamy atârnase un sac în fața lui. Bellamy strigă ea. După vreme, acesta o auzi. Ce vrei, spuse el, oprindu-se din lucru. Dacă ai de gând să ne ții aici, ajută-ne cel puțin să stăm comod, zise Fay cu răceală. Bellamy trase sacul, o privi feroce, apoi urânși. La pușcărie nu stăteai așa de comod, tânăra mea, zise el. Ce poftești? Vreau să fac un duș, răspunse Fay. Băile astea adânci sunt primejdioase pentru femei cu o constituție firavă ca mea. Un duș, strigă el și izbucni într-un hohotă de râs. Se congestionase la față și râdea din răsputeri. Fay îl privi cu teamă. În curând, Bellamy se liniști. Poate că vrei să-ți aranjezi și un budoar, zise el. Nu-ți închipui că am să intru ca să-ți amenajez un duș. Nu vreau să-mi amenajez nimic și nici nu vreau să intri, fiindcă te porți ca un porc, îi aruncă Fay în față. N-am nevoie decât de o țeavă de cauciuc, s-o prind de la robinet. Bătrânul bombănu și dădu drumul pânzei de sac. Peste o jumătate de oră o strigă. Fay îl găsi împingând prin grilaj un tub roșu de cauciuc. Dacă e prea lung, n-ai decât să-l mai scurtezi, zise el. Iar dacă te-ai gândit să-l umpli cu apă ca să mă stropești pe mine când intru, ai să dai de dracu. Fay se întoarse triumfătoare, cu bucata de cauciuc roșu. Pentru ce ai nevoie de ea, o întrebă Dșuria încet. Fay îi făcu semn să tacă. În aceeași seară, când totul se liniștise, Fay deșurubă arzătorul de la o țeavă de gaze și prinse la capătul lui tubul de cauciuc. Furtunul era prea larg, așa că Fay rupse fâșii din cearșaf și-l legă strâns. La celălalt capăt adăugă o țeavă metalică, scoasă de la arzător, pe care o legă de asemenea strâns și cu mare grijă. Capetele le acoperi cu săpun.
Când terminară, Dașul îți dădu drumul la gaz, iar Fea prinse un chibrit și l-apropie de capătul țevii metalice. O flacără lungă țâșni. Fea o îndreptă spre ușă, deasupra broaștei. Țevile aveau exact lungimea necesară și, într-o clipă, lemnăria a început să fumege. Adu o gălată cu apă, zise Fei. Va trebui să stingem focul de îndată ce ușa ia foc. Lucrară toată noaptea. Subsolul se umpluse de un fum albastru și de un miros pătrunzător de lemn ars. La ora 3 noaptea, Dașul se împinse ușa și broasca cedă. Erau obosiți, fețele li se înnegriseră de fum, gâtul îi ustura, iar ochii îi dureau. Respirând greu, Fei pătrunse în camera de sub bibliotecă. Se sprijini de zid și trase aer în piept, gâfâind epuizată. Mai rămânea trapa de sub biroul lui Bellamy, o acțiune mai greu de dus la capăt. Dașul nu și putea da seama cât era de greu, fiindcă nu și amintea prea bine cum fusese construită trapa. Urcă treptele, aprinse lumina și cercete locul. Ceea ce văzul făcu să bombâne. E inutil, Fei, spuse el. Nu ne rămâne decât să ne ascundem sub scări, iar când coboară bătrânul, să-i dăm cu ceva în capitan. Cu ce întrebă ea? Cu țeava. Doar el ți-a dat ideea. Dașul el se întoarse în camera plină de fum, trase furtunul afară din conducta de gaz, tăie o bucată din el și o îndoi în două. O să fie ca o pișcătură de țânțar, spuse el când se întoarse la soția lui. Trebuie să găsim altceva. Căutară prin odaie, dar nu găsiră nimic ce putea fi folosit ca armă. Dașul se urcă din nou scările și încercă să miște dala, împingând cu toată greutatea acolo unde știa că e broasca. Auzi pași pe aproape și se retrase instinctiv, căutând adăpost. Răzbătu vag sunetul unui clopoțel, apoi auzire o voce pe care o recunoscură ușor. Capitanul Fratherstone. Puteți să veniți imediat la castelul Gare? Domnul Bellamy a murit azi noapte la ora 2 și a lăsat o declarație scrisă pentru dumneavoastră. O clipă, Dașul nu înțelese sensul cuvintelor. Coboră la Fei, neucite de situația lor oribilă. Ce s-a întâmplat, Dașul? Fei îl apucă de mână și întoarse spre el chipuine liniștit. Nimic, nimic, răspunse el răgușit. A auzit pe cineva vorbind. Ce zicea? Zicea. Nu știu. Cred că era Lacey. Lacey? La ora asta? Cu cine vorbea? Dașul zbolboros ceva, cu Fratherstone. E mai bine să știi, Fei. A murit Bellamy. Fei scoase o exclamație de uimire. Și cu cine vorbea? Cu Fratherstone. Bellamy a lăsat o declarație scrisă, pentru Fratherstone. A murit Bellamy, zise ea ironic. Iar Lacey îl cheamă pe Fratherstone, când știe că acesta de-abia așteaptă să-l bage la zdup. Crezi că Lacey e atât de dezmintit? Dacă a lăsat o declarație, n-avea decât să o trimită prin poștă sau să aștepte până ce dispare Lacey. Moartea lui Bellamy nu ajută deloc pe Lacey. Ce crezi că o să facă Fratherstone? Crezi că o să plângă pe umărul lui Lacey, spunându-i că trecutul a fost uitat și să înceapă o viață nouă? Nu-i chiar așa, Dșulias. Dar Fratherstone ar putea fi păcălit, fiindcă e îndrăgostită de domnișoara Howech, evident, reacțiile lui nu mai sunt normale. Dacă îl preocupă ancheta, vestea are să-i trezească bănuielile. Dșulias, ce om ciudat ești! Tremuri ca gelatina la un cutremur și totuși l-a atacat singur pe Bellamy. Hai înapoi în cameră, să discutăm. Fumul s-a împrăștiat. Sistemul de ventilație funcționa atât de bine, încât, întorși în cameră, descoperiră că aerul se curățase. O să avem companie, spuse Fei. Bătrânul Bellamy a fost un adevărat profet. Capitolul XV prins în cursă. Dușim Fratherstone se îmbrăcă grăbit ce ieși pe strada recești pustie mai înainte de a-și da seama că nu avea niciun motiv să se grăbească să vadă declarația mortului. Trebuie să-și caute mașina prin beznă. Un agent apărută din senin îl reținu câteva clipe, bănuind care de-a face cu un boț de mașini. Insistă să-l ducă la comisariat. După explicațiile de rigoare, care ținură un sfert de oră, Dașim gonea cu mașina pe malul Tamisei și prin cartierul Chelsea, acum pustiu. Murise Bellamy. Nu îi se părea cu putință. Îi telefonase Lacey. Dașim îi recunoscuse vocea imediat. Faptul că omul împotriva căruia se lansase un mandat de arestare îndrăznise să-i telefoneze le avertizase că la castelul Gare se petrecuse ceva neobișnuit, ce reclama prezența lui. La 4:30 coborâ dealul în satul Gareșcot spre porțile castelului, firește, era așteptat, căci ușile erau larg deschise, deși nu se vedea nici urmă de portar. Ușa de la intrare stătea și era deschisă, iar cea de la bibliotecă întredeschisă. Intră fără să ezite și imediat ușa fu închisă violent. Dușim se întoarse fulgerător, dar înainte de a duce mâna la buzunar, brațele îi fură imobilizate de singurul om din lume care dispunea de o asemenea forță. Mă bucur că te-am întâlnit, capitane Fratherstone, îi spuse o voce batjocoritoare la ureche. Ai venit pentru un mormântare, nu-i așa într-adevăr, are să aibă loc o înmormântare, dar nu a mea.
Mâna îi se strecură pe lângă brațul lui Jim și găsi arma pe care o căuta. Ai sosit tocmai la țancă, zise Ib. Am o slăbiciune pentru oamenii punctuali. Am câștigat astfel $100.000, zise bătrânul bine dispus. Ai să faci acum o mică plimbare cu mine. Bătrânul avea o forță colosală. Era o nebunie să lupți împotriva ei. O lovitură a pumnului său uriaș, dată când te găsea în inferioritate, înlătura orice șansă de scăpare. Asta e cea mai mare dintre ticăloșile tale, Bellamy, și cred că e și ultima, spuse și în calm, în timp ce și urma gardianul prin coridor. Trecură de sufragerie și ajunseră în holul pardosit cu piatră ce ducea jos, la celule. Cred și eu că e aproape ultima, recunosc cu Bellamy, și raptul că am pus mâna pe tine ar trebui să-ți înlătură orice îndoiel asupra intențiilor mele. Asta e ultima mea crimă, și are să fie grandioasă. În timp ce era împins pe scări spre celule, Dashim nu văzu grilajul. Era satisfăcut că bătrânul îl ducea în celulele cele mai de jos, la acea poziție chinuită, unde dorea să fie închiși cei mai mari dușmani ai lui. A avut de aceea o surpriză plăcută când, ajuns la piciorul scărilor, Bellamy le liberă de strânsoare. Am să te țin pentru întuneric, zise el. Lăsase jos lampa aprinsă în vederea venirii lui Dashim. Am fost în oraș acum câteva zile, Fat Herstone, știi, fiindcă doi dintre oamenii tăi m-au urmărit tot timpul. M-am dus la doctor. Mi-a spus că mi s-au îngroșat arterele și că pot să mor oricând. Asta, firește, m-a interesat, căci am o droaie de lucruri de făcut înainte de a muri. Unul dintre ele era să te închid aici. Tipul ăsta, Savin, continuă el melancolic, citea grozav de mult. Îmi citea ore întregi. Printre altele și cărți de istorie. Pe vremuri, când murea un rege faimos, avea obiceiul să sacrifice pe mulți dintre servitorii lui. Asta ca să moară mai ușor, știind că împărtășesc și alții soarta. Așa are să se întâmple și cu mine, Fat Herstone. Ridică lampa și o legănă, parcă în ritmul unei melodii ce-i trecea prin minte. Da, asta are să se întâmple cu tine, băiatule. Urcă 2-3 trepte, apoi se întoarse și îl privi. Dacă vrei ceva, zise el și arătă spre zid, îl găsești pe Savin acolo. Cheamă el. Noapte bună. Ai fi zis că urează noapte bună unui oaspete de onoare, atât de calm o făcu. Lăsă grilajul cu o bușitură și prinsă în jurul gratiilor la cătul uriaș. Pe față avea un zâmbet pe care, din fericire, nimeni nu-l văzu, căci îl făcea și mai puțin atrăgător ca de obicei. În hol îl aștepta Sen. Ia mașina omului ăstuia, Sen, și du-te cu cap până la podul ce se află cam la 3 mile de aici. Alături de-al merge un drumeag. Știi? Sen dădu din capitan. Ia-o pe acolo și da drumul mașinii în râu. Te întorci pe jos sau, dacă vrei, ia bicicleta la spatele mașinii. O să-ți fie mai ușor. Se uită la ceas. Era aproape 5. Mai sunt vreo 2 ore până se luminează, bombăni el mulțumit și se întoarse în camera lui, unde l-aștepta un om. Fat Herstone auze bușitură grilajului și bănui prin ce mijloace era ținut prizonier. Rămas singur, primul gest fu să-și cerceteze cu atenție buzunarele. Își găsi pipa și chibriturile. Nu avea nicio armă, în afara briceagului. Celula era cufundată într-o beznă completă. Nu și vedea nici mâna dusă în fața ochilor. Nu se întrezărea decât cadranul luminos al ceasului. Bezna era atât de mare, încât cifrele păreau că sunt conturate cu flăcări. Făcu câțiva pași înainte bușbuind, până ajunse la zid și își continua prudent drumul, pipăind prin întuneric. Se aștepta în orice clipă să se împiedice de trupul adormit al lui Savin. Făcu însă ocolul celulei, fără să dea de tovarășul său de nenorocire. Renunțase, și tocmai căuta un loc unde să se așeze, când auze o voce de dedesubt șoptind, cine e? Fat Herstone, răspunse Dashim. Tu ești, Savin? Eu sunt, se auze glasul lui Savin. Ești fi aici. Unde vă aflați? Întrebă Dashim. În celula de lux a lui Bellamy, zise fi. Pune mâna jos și ai să simți grilajul. Dashim întinse mâna și deodată atinse o mână mică, de care se încleșta. Sărmana mea fi, spuse el încet. Va să zică și pe tine te-a prins în cursă. Ce cursă? Exclamă ea. Zi mai degrabă ca vău. Nici tu, Fat Herstone, nu mai fi putut să trimite undeva mai rău. Poate că ne ascultă în capătul scărilor, spuse ea, coborând vocea. Nu cred, răspunse Dashim. L-am auzit înaintând pe coridor. În afară de asta, mi-a spus că sunteți aici. Unde vă aflați? În camera în care a ținut o prizonieră pe femeie, spuse Fei. Femeia pe care o căutai tu, doamna Heldeșea, acolo? Întrebă Dashim surprins. Nu primi niciun răspuns, dar bănui că Fei clătinease din capitan. Presupun că o să mai vină și alții. Savin, nu ești decât tu acolo, și Fei? Dumnezeule! Își aminti deodată de Valerie. Te gândești la domnișoara Howet? Nu, întrebă Fei și reată. Dacă aș fi în locul tău, n-aș face. Fat Herstone, ai un briceag. Am unul mic și nu prea bun, îi răspunse și mâncet.
Pipăie grilajul jos, îi ceruia imperios, înșoaptă. Poate că cimentul în care e prins nu s-a întărit încă. Dușii mai urmă sfatul. Găsi briceagul și începu să zgârie cu el suprafața tare, care îngropase grilajul. E inutil, zise el. Nu pot să fac nimic. Sunteți aici din ziua când se presupune că ați părăsit castelul, nu-i așa? El ți-a spus, nu zise Julius. Ascultă, capitane. Am deschis ușa de la camera noastră, dar nu putem forța trapa de deasupra. Îi explică pe scurt mecanismul ușii care se găsea în biblioteca lui Bellamy. Ar fi trebuit să-mi închipui că e acolo, zise Dșim cu amărăciune. În vechiul plan al castelului, biblioteca se numea sala de judecată, și în toate castelele astea vechi, sala de judecată comunica direct cu celulele, de obicei printr-o scară de piatră. O întâlnești oriunde, la Nuremberg, chiar și în turnul Londrei, la castelul Chillon. În toate aceste locuri există o scară ce duce în sala de judecată. Dacă n-aș fi fost cel mai zăpăcit polițist din cât s-au văzut, ar fi trebuit să desfac dușul meu. Aveți cumva o armă? Întrebă el. Nu. N-a luat-o. Niciodată nu m-am simțit atât de slab ca în mâinile lui, Savin. Ai vorbit cu el? Îl întrebă el curios. Ți-a spus ceva despre domnișoara Howett, sau dacă intenționează cumva să o aducă și pe aici? Nu o să se dea înlături de la nimic. Nu mai poate da înapoi din clipa când m-a dus pe mine aici. Singura șansă, și încă una foarte mică, e ca bătrânul să fie uitate niște unelte la tine în apartament, spuse Julius. La această denumire ciudată a închisorii aceleia de piatră, dar și-mi zâmbi. Așteaptă să ți fac lumină, spuse Savin. Am acoperit intrarea fiindcă ne temeam să nu ne vadă bătrânul. Feia trase pledul care astupase capătul micului tunel și deodată celula lui Dșim se lumină destul ca el să poată vedea fiecare colț. Fei dispăru ca să facă niște cafea. După o vreme se întoarse și împinse printre gratiile de fier o ceașcă cu cafea fierbinte. Cum ați deschis ușa? Ei întrebă Dșim, iar ei relatară ideea lui Fei. Ne-am gândit să încercăm și cu gratiile, dar am avea nevoie de o pârghie, care ne lipsește, spuse Dșulians cu părere de rău. Când o fi lumină, suie-te până în capul scărilor și vezi dacă nu poți mișca grilajul, Fiat Herstone. Nu pricep de ce a făcut această gaură în zid. Nu în scopul de a facilita conversația, îl întrerupse Fei. De asta poți fi sigur. Bellamy nu-i genul ăsta de om. Dacă n-ar fi grilajul, nu m-aș teme. Dar de fiecare dată când văd barele astea, îngheț de frică. În cele din urmă se lumină de ziua. Dușim binecuvântă soarele. O rază aurie se opri pe barele ruginite care blocau intrarea scărilor. Când se făcu lumină destulă, se cocoță în vârful scării, voi rămâna printre gratii și ajunse la broască. În momentul când o atinse, își dădu seama că nu exista nicio speranță de a ieși pe acolo. Gaura chei avea un format aparte. Niciuna dintre cheile din buzunarele lui nu s-ar fi potrivit. Era atât de evident, încât nici nu mai încercă. Își suci capul și văzu că ușa de la coridor era zăvorită. Își aminti că era o ușă deosebită de groasă. Chiar dacă și-ar fi făcut vocea auzită, la castel nu exista niciun servitor care să-i răspundă. Văzut deodată o țeavă groasă și îndoită, ce ieșea din zidul camerei de gardă și intra sub pardoseală. Se întoarse la grilaj și întrebă la ce folosea țeava. Sunt două țevi, răspunse Julius. Bătrânul avea de gând să instaleze un bazin de not în castel și atunci a tras o conductă de apă. L-a costat mii de lire, dar până la urmă a renunțat. E câte o țeavă în fiecare colț. Nu cred că o vezi pe cealaltă. În clipa aceea, Dșim înțelese de ce fusese pus grilajul între celule. Capitolul Lex vei asediul. Familia Howett își lua micul dejun când Spike Hallen sosi cu știri. Dintr-o singură privire, fata înțelese că s-a petrecut ceva serios. Fiat Herstone a fost aici azi noapte? Întrebă el rapid. Nu, răspunse fata alarmată. De ce? Tocmai am vorbit la telefon cu Jackson, ajutorul lui frat Herstone. Spune că șeful său trebuie să fi fost chemat aici azi noapte. Când a venit valetul lui, a găsit apartamentul gol și mașina lipsă. A fost descoperit în râu, la 3 mile de aici. Valer Howett se clătină. Spike crezu că o să leșine și să-l surprindă. A fost chemată la telefon de la gare. Poliția a cercetat și a aflat că apelul telefonic provenea de la castel. Așa au reușit să stabilească ora plecării lui frat Herstone, continuă Spike. Nu se știe dacă a ajuns sau nu la castel. Jackson nu vrea să vorbesc cu Bellamy până nu vine el. Sosește cu un grup de polițiști, iar Abel o să dea de dracu. Domnul Howett urma să plece în oraș, dar, auzind știrile, voi să rămână. Valer insistă însă ca el să plece. Dorea să rămână singură. Fra sigură că Dșim trăiește. Ceva în sufletul ei spune asta. Era de asemenea sigură că Dșim căzuse în mâinile lui Bellamy. La sosirea mașinilor poliției, Valer s-a flansat. Detectivul șef, un om cărunt, conducea personal ancheta. De cum veni, îl interogă imediat pe Spike Halland.
Nu l-ați văzut pe Bellamy și nici nu l-ați prevenit? Nu, domnule, răspunse Spike. Sunteți sigur că fratele Hurston a sosit aici? Vreau să spun la castel. Nu pot să vă spun decât ce am aflat. Un fermier, ducându-se la lucru, a văzut o mașină foarte asemănătoare cu cea a capitanului fratele Hurston ieșind pe poarta castelului și luând-o spre Londra. Mașina a fost găsită pe drumul spre Londra, zise detectivul șef. Aruncă o privire porților închise ale castelului. Lângă un stâlp atârnea un clopoțel, de care trase. Din loja portarului nu-i răspunse nimeni, așa că trase din nou. Gardurile fiind prea înalte pentru a le escalada, detectivul șef se hotărâ pe loc. La instrucțiunile date de el, un detectiv opri un camion, care trecea pe drum. Lovește cu spatele camionului, în mare viteză, poarta aceea, îi spuse detectivul șef. Am să dărâm, domnule, spuse șoferul alarmat. Exact asta și vreau. Camionul se repezi cu spatele, în mare viteză. Poarta se deschise cu o troznitură și detectivul șef conduse grupul de polițiști pe aici. Trecură de boschete și ajunseră în fața splendidei peluze din fața castelului, acolo unde fusese pe vremuri curtea interioară. Deodată se auze o pleznitură ca de bici, și un om care mergea la stânga lui Spike se împletit și căzu în genunchi. Aruncă o privire pierdută în jur și se prăbuși într-un lac de sânge. Adăpostiți-vă, striga detectivul șef și, într-o clipă, întregul grup de polițiști se întinse la pământ. Ei, Bellamy era înconțit. Valerie auzi prima împușcătură și înțelese ce s-a întâmplat. Mica gloată ce se strânsese lângă gardul sfărâmat fu împinsă înapoi de polițistul din localitate. E periculos, domnișoară, o preveni omul. Trage dintr-o ferestruică din turn. Am văzut-o de unde a ieșit fumul. Nici nu apucă să termine vorba, că ceva șuieră pe lângă fată. Un geam se sparse, iar brațul polițistului o zmucea afară din linia tirului. Glontele spărsese sticla unui felinar și sfărâmase țiglele unei căsuțe. Ați scăpat ca prin urechile acului, domnișoară. Sunt sigur că vă era destinat. Valerie era fericită că tatăl îl plecase înainte de venirea poliției. Riscurile la care se expusese ea l-ar fi înspăimântat. Încălca atât sfaturile tatălui ei, cât și pe cele ale lui Jim, care în acest moment se afla prizonier în dosul zidurilor cenușii. Și totuși nu voia să plece mai înainte de a ști ce se va întâmpla. În timp ce stătea acolo, Spike se strecură pe lângă gard și se apropie de ea. Fața ei se înroșise de nerăbdare. Ei își apără castelul, spuse el, râzând aproape isteric, l-am spus eu lui Sime că o să se întâmple ceva, iar sărmanul de el nici nu visa. Se auză o nouă împușcătură. Trage din nou răcni Spike. Începu să țopăie de nervozitate. Capitanul fratele Hurston e înăuntru? Așa sper, răspunse el cu o voce care îi se păru de-a dreptul grosolană. N-au să reușească niciodată să cucerească castelul. Șeful poliției a trimis la Reading după o companie de soldați. Vor să aducă artileria să demoleze ușa, deși nici asta nu o să le fie de mare folos. Fără un cuvânt de scuză, fuge la Han să telefoneze domnului Sime, care se îndoise de spusele lui. Mai târziu, Valerie află că autoritățile de la Londra refuzaseră să folosească forța militară pentru a cuceri castelul. Refuzaseră cu atât mai mult cu cât Bellamy era cetățeanul unei țări pe care nu voiau să o jignească, încercaseră să intre în legătura cu Bellamy prin telefon și, după câteva eșecuri, stabiliseră legătura. Predă-te mai bine, Bellamy, spusese șeful poliției. O să-ți fie mai ușor la sfârșit. Știu eu care e cel mai ușor sfârșit al tuturor lucrurilor, zise Bellamy. Apoi adaugă, dați-mi 24 de ore să mă gândesc că-ți dăm o oră. 12:10, i se răspunse laconic. O să vă trebuiască mai multă de 12 ore ca să puneți mâna pe mine, indiferent de ce metode folosiți. Valerie se apropie de mai multe ori de gardul parcului, între timp, poliția primise întăriri și formase un cordon larg, ca să împiedice apropierea oricărei persoane neautorizate. Sosiseră și carabine pentru polițiști, și schimbul de focuri continuă, cu unele întreruperi, toată după amiaza. Sfârșită de neliniște, Valerie se întoarse acasă după amiază. Descoperi că servitorii ei îngroșaseră rândurile acelora care priveau ciudata luptă. Îi veni atunci o idee. Se duse la zidul grădinii, sprijini scara de el și se urcă pe creasta zidului. De aici avea o vedere perfectă a schimbului de focuri. Fumul ieșea din ferestrele de sus ale capelei. O poziție extraordinar de bună, întrucât avea vedere nu numai asupra porții de la intrare, ci și asupra celorlalte căi de acces la castel. Acolo, în dosul acelor ziduri sinistre, care rezistaseră la atâta asedii, care asistaseră la atacul și retragerea cavaleriei engleze, care priviseră stingardele vesele ridicate de cruciați când plecaseră să elibereze Pământul Sfânt, un om sfida nu numai legea Angliei, ci și pe cea lumii. Se auze un șuierat de glonț.
Ceva lovi zidul cam la 30 de centimetri în stânga ei, zdrobindu-l și făcând să zboare bucăți mici de piatră, pentru ca să dispară apoi în albastrul cerului. Valeri coboră repede de pe scară. Nici nu apucă să ajungă jos, și un al doilea glonț lovi locul unde stătuse. O sfărâmătură de piatră o tăie la mână. Cel care trăgea nu era Bellamy. Șoferul cel mut, ghemuită la una din ferestrui, fu ridicată deodată în picioare și bușită de zid. Dobitocule! De două ori ai tras în ea, ți-am spus să nu ochești din nou. Sen se scutură din mâinile lui și, cu un mic zâmbet ciudat, își reîncărcă pușca. Trage în boschete. Polițiștii sunt pitiți acolo, spuse bătrânul și coborâ în dormitorul de la parter, ca să închide obloanele de fier, căci noaptea avea să ai rezerve de sigur lupte violente. După ce termină, se duse în hol să cerceteze ceea ce puțini vizitatori ai castelului văzuseră vreodată, trapa ascunsă într-o ferit din tavan, ce putea fi ridicată sau coborâtă la fel de ușor ca și ușa din afară. Zlăbstrânghia care controla mecanismul și, când trase de ea, trapa se lăsă încet în jos, reluându-și poziția. Se grăbi să o fixeze de scoabele din dușumea, apoi o luă repede pe coridor spre centrul turnului cu celule. Ești acolo, Fathurstone? Dușimul îi răspunse. Ți-au sosit prietenii. Cred că știi. Am auzit niște focuri de armă. La început au fost împușcăturile mele. Acum trag ei. O să fie ceva agitație în noaptea asta, Fathurstone. Dușimul urcă încet scările și, întinzând mâinile, se apucă de bare. Au să pună mâna pe tine, Bellamy, zise el calm. N-au să mă prindă decât mort, răspunse el. Crezi că mă tem? Aruncă o privire fioroasă feței întoarse spre el. Te înșeli. N-am fost niciodată atât de fericit. V-aș da drumul la toți, atât sunt de fericit. Ar însemna să stric însă totul. Faptul că vă știu pe voi aici, iar pe polițiști afară, faptul că acest castel rezistă, iar eu pot să rămân pe loc și să râd de el e cel mai minunat sentiment, Fathurstone. Nu mă invidiezi. Mai degrabă aș invidia o broască râioasă, răspunse Dșim și dădu de grabă drumul, căci bocancul greu al bătrânului lovi grilajul de care se ținuse el. Se întoarce la celălalt grilaj, se ghemui și discută cu fei. Ce om drăguț, domnule Bellamy, zise el. Ce s-a întâmplat, Fathurstone? Trage cineva cu armă? Da, poliția e afară. O groază de oameni. Se pare că situația e serioasă, căci au primit carabine. Bătrânul se pregătește de o adevărată bătălie ca să-și apere castelul. Fei dădu din capitan. Atunci o chestiune de ore, spuse ea liniștită. Fathurst, ce părere ai despre Julius? Dușim ezită. Nu pot să spun nimic rău despre el după tot ce a făcut pentru mine și pentru domnișoara Howett. Dar îl crezi laș, nu? Mai auzit luându-l la desea la rost și-ți închipui de sigur că am o părere îngrozitoare despre el. Să știi însă că te înșeli, Fathurst. Îl iubesc și m-am întrebat deseori dacă el o știe. Oamenii de teapa noastră nu și bat capul cu dragostea și chiar căsătoria nu înseamnă altceva decât un aranjament fericit în vederea viitorului. Dar eu îl iubesc atât de mult, încât sunt aproape fericită la gândul că voi muri împreună cu el. Și mă întinse mâna printre gratii și o mângâie pe frunte. Ești o fată foarte bună, fei, spuse el. Dacă o să scăpăm vreodată de aici am să nu-mi spui că ai să-mi găsești o muncă cinstită, îl imploră ea. Prefer să fur, decât să frec podelele. N-am nicio ambiție, să știi. Și m-auzi în bocănicii urcă treptele să vadă ce se întâmplă. Dezbrăcat până la talie, bătrânul bătea în cuie scânduri puse una peste alta, blocând astfel ușa coridorului. Lucra într-un ritm nebun. Ce ai de gând, Bellamy? Vrei să ne îngropi sub scânduri? Bătrânul îi aruncă o privire scurtă. A, tu erai? Da, vă îngrop sub scânduri. Și mă-l urmări tăcut cum bate cuiele lungi. Peretele de scânduri se înălțase până la înălțimea genunchilor bătrânului. Au să te spânzure dacă pun mâna pe tine, Bellamy, zise Dșim. Nu ți face griji. N-au să mă prindă. Se îndreptă din șale și ridică neglijentă brațele. Dșim reuși să fie însă mai rapidă decât el. Își dădu drumul chiar în clipa când ciocanul lovi barele. Și mai înainte ca ei să-și poată relua unealta, pe care într-un moment de furie demențială o aruncase în omul pe care-l ura, Dșim trase coada ciocanului printre gratii și dădu drumul pe dușumea celulei. Dă-mi-el, răcni bătrânul. Dă-mi el înapoi sau te împușc. Vino să-l iei, îl stârni detectivul. Așteptă la piciorul scărilor, cu ciocanul ridicat, gata să-l arunce. Dar Bellamy nu și puse în practică amenințarea. Dușim îl auzi fugind pe coridor, iar 5 minute mai târziu schimbul de focuri se înteți. Dușim își dădu seama că îi băși reluase postul. Capitolul XVI un arcaș verde la Lady Greyes Manor. Valeri, fără să aibă habar de interesul pe care Bellamy îl manifesta față de persoana ei, se întoarce în casă, impresionată de primejdia prin care trecuse. Servitorii lipseau. Tatăl ei nu se întorcea decât la ora 7.
Pocnetul continu al gloanțelor o enervase. Să se ducă să se alăture mulțimii care căsca gura la acest spectacol ciudat? Ar fi vrut să vină Spiche. Dar Spiche era când în linia de foc, când de la telefon, dictând cu viteza unei mitraliere fraze stenografului de la ziar. Întâmplarea era atât de fantastică, atât de complet lipsită de logică, încât Valeri nu și putea da seama dacă într-adevăr era reală. Și totuși, pocnetul spasmodic al împușcăturilor reamintea de asediul castelului Gare și de boschetele din Pădurcea prin care o fugăriseră câinii, unde stăteau întinși acum la pământ oameni îmbrăcați în cachi, cu obrazul sprijinit de patul lustruit al puștilor, așteptându-ne el pe Bellamy să apară. Și dușim. Inima îi se opri la gândul primejdii în care se afla acesta. Ieși din casă pe șosea, dar nu văzu decât spinările celor care așteptau cu o răbdare bovină deznodământul tragediei. Valeri opri un copil din sat, care trecea în fugă. Nu, domnișoară, nu s-a întâmplat nimic. Atâta doar că au mai venit soldați. Valeri se întoarse încet spre casă, fără să vină să intre pe ușa deschisă, și totuși, în neastâmpărul ei, grădina nu atrăgea. Ar fi vrut ca tatăl ei să fi rămas acasă. Reveni la șosea, sperând să găsească pe cineva pe care să-l trimite după servitori. Ar fi putut să se ducă chiar ea, dar era absurd să fie atât de nervoasă. Johnul plecase înainte de micul dejun, ca să prinde trenul. Alături de el s-ar fi simțit în siguranță. Zgomotul împușcăturilor continua. Ce ciudat! Aici, într-un sat liniștit din Anglia, se dădea o adevărată bătălie, iar sătenii stăteau și se uitau. Văzu doi oameni cocoțați pe acoperișul unei căsuțe, privind absorbit spectacolul. Intră în casă oftând. Pătrunse în salon și încercă să citească. Deodată auzi pași în coridor. Crezu că s-a întors unul dintre servitori și se duse în bucătărie să stea de vorba cu el. Bucătăria era cufundată în penumbră, căci se lăsase aproape seara, iar această parte a casei era slab luminată. E cineva acolo? Întrebă ea. Intră în spălătorie. Atunci, două brațe o prinseră din spate, două brațe lungi și verzi, având în mâini mănușii de aceeași culoare. Valeri țipă și, când se întoarse, văzu masca albă. Leșină în brațele omului îmbrăcat în verde. Își reveni după câteva minute. Cineva o ducea în brațe de-a lungul unui tunel. Mirosea umezeală și amucegai, iar întunericul era de nepătruns. Unde se afla? Atunci își aminti și prinse brațul celui ce o transporta. Tu ești? Întrebă ea în șoaptă și cu teamă. Tu ești, tată? Nu i se răspunse la întrebare. Atâta doar că o voce înăbușită o întrebă dacă poate să meargă singură. Cred că da, spuse ea. Dar nu prea văd drumul. Nu mergem departe, i se răspunse. Pune mâna pe zid. Așa să te poți ghida. Zidurile erau de piatră, tăiată grosolan. Simți cum se scurge apa pe ele. Deodată văzu înaintea ei, în beznă, două raze mici verzi și se trase înapoi. Nu-i decât un șobolan, mormăi omul. În cele din urmă sosiră într-un loc unde coridorul făcea un unghi drept. Omul o apucă de braț și o opri. Pe aici, zise el, și Valeri se pomeni urcând de trei scări. Ține capul a plecat. Tavanul e scund. Îl urma ascultătoare, înaintând ghemuită vreo 20 de pași, la capătul cărora dădu de alte trepte și de o lungă denivelare. De aici se vedea însă clar lumina zilei. Sări, spuse omul. Valeri săriși continuă să meargă. Trecu pe sub o arcadă joasă și ajunse într-o cameră ale cărei rafturi erau pline cu conserve. Unde mă aflu? Întrebă ea. Nu îndrăznă să se uite la fața hidoasă și albă. În castelul Gare, i se răspunse. Și aici ai să rămâi, doamna mea. Valeri se smulse din mâinile lui și fugi înapoi. Ușa era încuiată și zăvorâtă. Mai înainte de a ajunge la intrarea dinspre bucătărie, omul o ajunse. Luptându-se cu el, Valeri întinse mâna și smulse masca, căci, fără îndoială, era o mască. I-o smuci de pe față și scoase un țipăt de groază. Tu ești Arcașul Verde, exclamă ea. Era Lacy. Capitolul Lex vezi Lacy în celulă. Lacy nu-i răspunse, ci o împinse printr-o ușiță de sub scări, apoi printr-o altă ușă, până ajunseră într-un hol pe care Valeri îl recunoscu ca fiind cel ce ducea la celule. La început se gândi că o va închidești pe ea acolo, dar își dădu seama că o conduce în bibliotecă, unde Bellamy o aștepta, nebărbierit și cu fața acoperită de transpirație. Se lăsă o tăcere de moarte, întreruptă numai de zgomotul împușcăturilor ce răzbătea până aici. Bătrânul întinse mâna și o prinse de umăr. Ai venit, așadar, scumpa mea, zise el. Ești ultimul dintre oaspeții mei, absolut ultimul. Cârâi cu o bucurie aproape de mentă, v-am prins pe toți. Aș fi vrut să pun mâna și pe prostănacul ăla de taicătu, nu fiindcă ți-ar fi el tată. Aș fi vrut să-l prind și pe el, dar acum nu mai contează. Toți cei care mă interesează se află aici. Toți cei care mă puteau trăda, toți cei ce mă urăsc, toți sunt aici și arătă spre dușul meu. Valeri se întoarse brusc spre Lacy. Ajută-mă, pentru numele lui Dumnezeu, imploră ea.
Tatăl meu are să te răsplătească. La ce folosește să-l rogi pe Lacy? N-o să te ajute. Ai putea mai degrabă să mă rogi pe mine, zise Bellamy. Împinse violent cu piciorul masa de scris, trase covorul și deschise trapa. Luă o pușcă de pe scaun și o îndreptă spre gaura ce se căscase. Coboară. Ai să-ți găsești acolo prieteni, spuse el. Chiar unii prieteni buni. Coboară, Valerie. De data asta n-am să mai fac nicio greșeală prostească cu tine. Am ratat-o de două ori, dar acum ai să-mi o plătești. Îi arătă cu țeava puștii scările ce duceau în gol, iar ea coborâ fără să rostească un cuvânt. Urmărind-o cu arma, o văzu proiectată pe o ciudată rază oblică de lumină. E deschisă o șară când el și trase adânc aer pe nori. Mintea lui abilă găsi imediat explicația. Ați scos broasca, dând focul și... Nu-i nimic. O să aveți mai mult spațiu în care să muriți, spuse el și împinse dala de piatra la loc. Lacy observă că Bellamy nu fixează și placa din parchet. Acolo-i ții deci, Bellamy rostie lui mit. Cine-i acolo? Dușul lăsa vin cu nevastă sa și frat Hairstone. Frat Hairstone întrebă Lacy îngrozit. Cine sunt cei care atacă afară? Poliția, spuse Bellamy laconic. Lacy deveni livid. Arăta grotesc în costumul prea larg pentru el, pe care îl cumpărase ca să se travestească în arcaș verde. Fusese ideea lui Bellamy. Tot el îl trimisese într-o noapte în recunoaștere la Ladies Manor, îmbrăcat în hainele astea fantastice. Fusese cât pe aci să fie prinsă în noaptea aceea, și amintirea întâmplării îl făcu să transpire. Mi-ai spus că afară e bâlci, și că militarii fac exerciții de tir. Unde ești banii mei? Plec. Pe unde ai să-și îl întrebă Bellamy, insinuant. Prin coridorul care duce la Ladies Manor, de îndată ce-mi schimb hainele. M-am săturată de tine, Bellamy. Caut scandal și n-am chef să fiu găsit împreună cu tine. Iar dacă o să-mi ceară să depun împotriva ta, îți jur. Cai să depui, zise bătrânul. Descinse casa de bani, luă un tank de bancnote și le aruncă pe masă. Uită-ți banii. Pleacă oricând vrei. Ai armă? Bineînțeles, răspunse el. Mă crezi atât de prost încât să vin în casa asta fără o armă? Drept răspuns, Bellamy puse piciorul pe trapa de piatră și o deschise. Adu-l sus pe Savin. Nu-i înarmat, dar e gata de atac. Lacy se încruntă. Adu-l tu singur, spuse el. Și pe tine să te las aici, ca să deschizi poliției ușa, îi răspunse bate jocoritor Bellamy. Coboară, șobolanule. De ce ți-e teamă? Lacy păli. Nu cobor, zise el răgușit, decât în urma ta. Bellamy dădu indiferentă din umerii săi largi și, fără un cuvânt, porni în jos pe scară, urmată la o distanță respectabilă de acolitul său speriat. Părea respectabilă însă, căci scările se îngustau din ce în ce, iar cel ce ajungea primul jos, putea să se întoarcă lângă cel ce-l urma cu o mișcare rapidă, lipindu-se de zid. Asta făcu și Bellamy. Lacy simți că l-apucă cineva de glezne. Încercă cu disperare să-și recapete echilibrul. Se prăbuși însă cu capul înainte pe pardoseala de piatră. Abe se grăbi să urce scările pentru a regiza ultimul act al dramei. Valerie se găsea la capătul tunelului ce ducea spre camerele de la subsol. Neștiind ce să facă, se mută de pe un picior pe altul, obosită. Deodată și-a dădu vag seama că lângă ea se afla o femeie, care o chema. Domnișoară Howet. Valerie privi fără să priceapă. Dumneata ești, doamne Savin, o întrebă ea apoi, cu o voce tremurătoare. În clipa următoare, Valerie hohotea la pieptul lui Fei Savin, scuturat-o ca de friguri. Capitanul frat Hairstone e aici? Îl puteți vedea, dar nu-i cu noi. Unde-i? Trebuie să-l văd. Aproape că nici nu-i dădu atenție lui Dșulias, deși el o conduse la grilaj și îl chemă pe Dșim frat Hairstone. Dșim! Dșim strigă ea nerăbdătoare. Auzindu-i vocea, Dșim înțelese ce s-a întâmplat. Tu ești, Valerie? O, Dumnezeule! N-o să ne ține multă timp aici, spuse ea. Poliția a fost întărită cu soldații și sunt gata să-l prindă. Spike Hallen crede că la noapte castelul va fi cucerit. Cum ai ajuns aici? M-a adus arcașul verde. Arcașul verde? Imposibil. Arcașul verde? Valerie dădu din capitan. Arcașul verde era Lacy. Dșim se trase în apă și privi lung în bezna în care se afla ea. E imposibil să fie Lacy, zise el. Ești sigură? I-am smuls masca. Sunt absolut sigură. De necrezut. Nu mai pricep nimic. Draga mea, de fapt nu cred că mai contează foarte mult cine e arcașul verde. Prezența ta e cea mai mare grozăvie. Ce crezi că plănuiește Bellamy? Ce poate să facă în timpul care îi mai rămâne? Sunt sigur că se gândește la ceva îngrozitor, spuse el. Dar orice s-ar întâmpla, Valerie, va trebui să ne comportăm ca niște adevărați, eram să zic englezi, uitând că tu ești americană. Întrucât nu putem să facem nimic, va trebui să murim cu demnitate. Crezi că nu-i nicio speranță să se pătrundă în castel? Întrebă ea. Absolut niciuna. Vocea lui Dșim era hotărâtă,
deși mai blândă ca de obicei. Spune-mi cum te-a adus aici arcașul verde. Desigur, castelul e înconjurat de poliție. Am venit printr-un culoar subteran. Trebuia să existe unul care face legătura între Ladies Manor și castel. Am bănuit întotdeauna. Și eu, răspunse Dșim. Din clipa când mi-ai relatat discuția servitorilor despre drumul dragostei. Ladies Manor a fost construită de un decurc pentru o iubită de-a lui. Pe vremuri, aceste drumuri ale dragostei între chiesi erau foarte obișnuite. Pe aici venea arcașul verde, și iată de ce l-ai văzut în noaptea aceea la Ladies Manor. Se ducea la castel. Uiți că l-am văzut în curte. Și mă-și aminti că era adevărat. Îi întrerupse Julius, care sosea cu o știre uimitoare. Lacey în celulă? Dacă ar fi numai în celulă, încă n-ar fi nimic, zise Julius, dar e îmbrăcat în costumul arcașului verde. Fei s-a dus la el cu nițica apă. Cred că bătrânul l-a îmbrâncit pe scări. E Lacey aici și optiva la risperiată. O, Dșim, nu poți să treci prin grilaj. O să aibă Julius grijă de tine. Nu te teme, spuse el, deși nu avea nici pe departe siguranța pe care voia să o arate. Poate că am să reușesc mai târziu să trec prin grilaj, draga mea. Am spart cimentul de la două gratii. Am ciocanul bătrânului, care mi-e de mult folos. Până la venirea lui Valerie, se odihnise. Acum își reluă lucrul și timp de o oră ciocănitul se auze neîntrerupt. Valerie se întoarse la Dșulios. Erenit rău întrebă ea. Numai la cap, răspunse Dșulios neposător. E singurul loc unde nu-l doare nici dacă treci peste el cu un buldozer. El v-a adus de la dumneavoastră de acasă, nu? Am auzit când i-ați spus lui frat Hers. E binevenit. Am găsit ascunsă sub bluza lui caragioasă o armă ce s-ar putea dovedi de folos. Dșul se arătă mândru descoperirea lui. Firește, adăugă el sincer, primul meu gând a fost să-l percheziționez, de teamă ca vreunul din prețioasele lui obiecte personale să nu ajungă în mâinile cinstite, spuse el răspicat. Zice că i-a dat niște bancnote. Fie că e o iluzie, fie că bătrânul i-a luat înapoi după ce l-a aranjat. Ei nu aruncă niciodată banii. Și cred că are dreptate, spuse el și, fără să-și dea seama, se pipăi cu palmă peste buzunarul umflat. Valerie și o găsi pe fei bandajând grosolan capul omului travestit. Era o apariție comică, în costumul larg, zdrențuit, pătată de sânge și murdar. Am avut o groază de bani când am coborât, spunea el. S-au dus. Banii n-au picioare. Nu pot merge singuri. Dacă i-ai fi avut atunci, i-ai avea și acum, îi răspunse fei înțepat. Am văzut bani care au zburat mai repede ca o scrisoare într-o pală de vânt. Cred că l-a acuz pe Julius al meu că te-a furat, nu? Nu știu de ce i-a acuz pe Julius al tău, bombăn el, dar știu că el mi-a luat revolverul. De ce să nu-mi fi luat tot el și banii? Fiindcă revolverul l-a găsit acolo, iar banii nu, răspunse fei blând. Nefrumos să acuz oamenii care ți-au salvat viața că te-au jefuit. Trebuie să ți-l fi luat bătrânul Bellamy. De ce nu mi-a luat și revolverul, întrebă el logic. Asta ținea el să ia înapoi. De fapt, unde-i revolverul meu? E la Dșulias, zise fei și adăugă foarte apăsat, iar Dșulias are să-l păstreze. Ce are de gând bătrânul? N-o să ne țină aici o veșnicie. Unde pot să mă culc și eu? Pe scări, sau sub ele. Nu-i niciun pat, întrebă Lacey brutal. E un pat de piatră, spuse cu morfei. Acolo ai să te culci, Lacey. Iar dacă faci pe nebunul, ai să o pățești. Ești o brută, un nesimțit. Auzi, s-o răpești pe doamna aceasta de la ea de acasă. Dacă pune frat Hairstone mâna pe tine. E aici, întrebă Lacey îngrozit. Momentan nu e aici. E de cealaltă parte a grilajului. Sper să rămân acolo, exclamă Lacey. Julius și Dșim lucrară rând pe rând de toată seara cu singura unaltă care le căzuse providențial în mână. Prin eforturile lor unite, înainte de ora 9 grilajul fus scos, iar Dșim se strecură lângă Valerie. Fără nicio pregătire sau scuză, o luă în brațe și o sărută. Nu mai pierdură timpul cu explicații sau cereri de explicații. Dșim îi mărturisi lui Savin ce crede el și descoperi că și Julius bănuia același lucru. Traseră amândoi de la perete sofaua și rupseră picioarele. Spătarul sofalei era destul de jos ca să le îngăduie să o împingă prin hol, deși astfel riscau să sfâșie materialul scump în care era îmbrăcată. Ce vreți să faceți? Aveți de gând să mobilați apartamentul de alături, ei întrebă fei. Multe au să se întâmple alături, zise Dșim. Masa mi se pare potrivită, adăugă el și scoase cu ciocanul mai întâi un picior, apoi altul, împingându-le lui Dșulios. Ajută-mă, Lacey. La chemarea lui, acesta se apropie în grabă. Ce vreți să fac, capitane, zise el. Strecoară-te în vârful scărilor și, în clipa când îl vezi pe Bellamy, scoate un strigăci serios. Eu am să urece mai iute decât ai să cobori tu. Suie-te! Dșim îl apucă de ureche și îl poste exact sub grilaj. Când se apropie de grilaj, strigă. Ai priceput? Firește că am priceput, răspunse Lacey indignat.
Mă credeți prost? N-aș vrea să-ți spun ce crede despre tine, i se răspunse, spre nemulțumirea lui. Dușimul lăsă să pozească capătul scărilor și se întoarse la Dușulios. Nu sunt foarte sigur că precauțiile noastre au să facă vreun ban, spuse el, dar asta-i tot ce putem face. Dacă aș avea niște cuie, ridicase o baricadă în jurul găurii din zid. Pentru a-l ajuta, Fei se folosise de cea mai lungă bucată de furtun, pe care o fixă la țeava de gaz cea mai apropiată. Obținuseră astfel destulă lumină ca să poată lucra. Scaunele, mesele, paturile, toate fuseseră împinse în celulă. În timp ce ei lucrau, Lacey stătea liniștit în capătul scărilor, urându-l din toată inima pe Bellamy, dar și mai mult pe acela în a cărui tovărăș el adusese într-un mod atât de ciudat soarta. Capitolul 6. Omul din Cloisterwood. Din coșul căsuței din Cloisterwood ieșea fum. În sobița din bucătărie ardea un foc mic, iar un om cu o furculiță în mână stătea și privea grav în cotlet ce sfâria. Obloanele erau trase și ușile încuiate. Un trecător curios ar fi putut să bată oricât, fără să primească răspuns. Omul sosise aproape pe însăra ce evitase satul gare. După un timp, cotletul fu gata. Îl luă cu un cuțit și-l puse pe o farfurie ce se încălzea lângă foc. Scoase o pungă mică din buzunarul pardesiului și deșerte din ea pe masa imaculată două chifle. Când această masă frugală lua sfârșit, scoase o pipă din buzunar, o aprinse cu multă grijă și, aplecându-se în fotoliu, rămase cu privirea ațintită la peretele din față, ceea ce dovedea că se gândea la altceva. Scoase din buzunar o telegramă și o citi pentru a treia oară. Cercetarea îi păru să-i facă oarecare plăcere, căci zâmbi. Cam peste o oră, se ridică și intră în camera pe care o vizitase mai întâi Spike Halland, apoi Bellamy. Costumul împăturit se afla încă pe pat, dar nu așa cum îl lăsase el. Urmele uriașe, lăsate de pantofii plini de noroi al lui Bellamy, îi atrăseseră imediat atenția. Se întoarse agale în bucătărie, găsi o carte și se așeză să o citească. Ridică de câteva ori frunta, ca să asculte. Remarcase mai dinainte sunetul, dar acum insistența lui îl neliniște. Ieși prin ușa din spate în grădina părăginită din dosul căsuței. Își puse amândouă mâinile la urechi, întoarse încet fața spre locul de unde venea sunetul și-l localiza imediat. Intre repede în casă, încuie ușa din spate, își puse pălăria și ieși, de data asta pe ușa din față. I se păru că aude pașii unui om înaintând pe șosea. Se strecură în umbra pomilor, așteptându-l să treacă. Când acesta aproape dispăru, străinul ieși din pădure, o luă repede pe lângă șosea, traversă un câmp și dădu de un al doilea drum secundar. Doar atunci opri pe unul dintre trecători ca să-l întrebe. Parcă aud împușcături, spuse el și cel căruia îi se adresase rânși. Împușcături în toată legea, domnule. Se spune că bătrânul de la Castelul Gar a fost atacat de soldați. Nu știu ce se întâmplă, dar s-a tras toată dimineața cu arma. Străinul iuț pasul și sosi la gare pe o potecă care l-a dus în sat exact în direcția opusă lui Ladies Manor. Schimbul de focuri răsuna acum foarte clar. Văzu mulțimea risipită pe străzile satului. La vreo 20 de metri, un polițist devia circulația pe o altă șosea. Străinul se apropie de el. Da, domnule. Bătrânul Bellamy trage în polițiști, spuse ofițerul aproape mândru, căci brigada lui căpătase o oarecare celebritate. Mai aducem și alții soldați, în curtea castelului sunt două companii. Nu sunteți de pe aici, domnule? Ba da, răspunse celălalt. Aproape toată lumea din sat e aici. Tocmai îi spuneam uneia dintre servitoarele domnului Howett că ar face mai bine să plece acasă și să pregătească masa de seară. E și domnul Howett aici? După câte se știe, e plecat în oraș. Tânăra doamnă e însă acasă. Doriți să o vedeți, domnule? Da, așa cred. Străinul ezită și, în acea clipă, polițistul ridică mâna să oprească un camion ce venea spre gare. Când se întoarse din nou, străinul dispăruse. Polițistul a avut impresia că îl vede mergând pe poteca dinspre grădina de la Ladies Manor și nu se înșelase. Ușa conacului era larg deschisă. Ridică mâna să bată, apoi se răzgândi și intră curajos în holul pavat cu deal. Întoarse încet clanța de la sufragerie și trase cu ochiul înăuntru. Pe biroul lui Valerie se afla o carte deschisă, iar pe sofa tricoul la care lucrase. Se furișă în bucătărie și privi în jur. Părea să cunoască planul casei, și pe bună dreptate, căci fusese acolo în mai multe rânduri. Poarta grădinii fiind de deschisă, ieși pe ea. Văzu o scară sprijinită de zid, dar nici urma de stăpâna casei sau de vreun servitor.